Aș vrea să vedem astăzi care ar trebui să fie atitudinea noastră atunci când recunoaștem că Hristos a terminat pe cruce lucrarea de mântuire și răscumpărare pentru noi. El a spus, s-a sfârșit, pentru că păcatele noastre au fost plătite pe deplin. A plătit plata pentru păcatele noastre și, de asemenea, Satan a fost înfrânt pe acea cruce. Deci, care ar trebui să fie acum atitudinea noastră? Ei bine, Biblia spune în Psalmul 106, versetul 12: Când oamenii au crezut cuvintele lui Dumnezeu, au cântat laudele lui. Unul dintre modurile cele mai clare în care poți să știi dacă crezi ceea ce a spus Dumnezeu, este faptul că îl lauzi. De exemplu, dacă ești student și ai nevoie de bani să îți plătești taxele, îl suni pe tatăl tău să-i spui aceasta. El te sună înapoi și îți spune, ți-am transferat în contul tău 2000 de lei, de exemplu, sau oricât ar fi. Tu crezi cuvintele lui, nici nu trebuie să-ți controlezi contul, ci spui, mulțumesc Domnului, pot să-mi plătesc acum taxele. Am banii necesari ca să plătesc. O dovadă a faptului că crezi ceva este că ești mulțumitor. Dacă nu crezi, atunci bineînțeles că nu ești mulțumitor. Deci, atâta vreme cât noi nu îl lăudăm pe Dumnezeu, putem fi siguri că nu am crezut cuvintele Lui. Dacă crezi că atunci când Hristos a spus s-a sfârșit, s-a terminat cu păcatele tale și cu împărăția diavolului, îl vei lăuda pe Dumnezeu, pentru că este o mântuire extraordinară. Să zicem că dacă ai avea de-a face cu un caz sever de cancer, și cei mai buni doctori ar spune că nu mai este nicio speranță, dar un doctor spune, vreau totuși să fac operația și să văd ce pot face. Și el te operează. Și apoi, după ce face mai multe teste. Descoperă că nu mai este nici o urmă de cancer în trupul tău. Vei fi mulțumitor sau nu? Nu vei părăsi acel spital fiind nervos pe acel doctor. Numai dacă nu crezi cuvintele doctorului. Dacă spui, ei, zice și doctorul așa, numai ca să mă încurajeze. Poate nu este adevărat și poate totuși am un cancer care este împrăștiat prin tot corpul meu, dar doctorul nu vrea să-mi spun adevărul. Dacă nu crezi cuvintele lui, vei fi trist și nefericit. Dar dacă crezi ceea ce spune el, vei merge sărind de bucurie. Și dacă este un doctor care spune adevărul, ești liber, ai o bază pentru bucuria ta. Acum, dacă Dumnezeu spune ceva, noi nu trebuie să ne îndoim deloc. Dacă spune că nu își mai amintește de păcatele și fără de legile noastre, chiar așa va face. Nu își va mai aminti de păcatele și fără de legile noastre niciodată când spune că puterea diavolului a fost înfrântă, astfel încât nu mai trebuie să trăiești în robia fricii niciodată. Credem aceasta. Deci lauda este o parte importantă a eliberării noastre. E important aceasta. Dumnezeu vrea ca să ne exprimăm credința noastră prin cuvintele noastre. Credința nu se găsește în cuvinte, dar trebuie să fie exprimată în cuvinte. Să vă citesc un verset din Romani 10, versetul 9, care spune că dacă mărturisești cu gura ta că Isus este Domnul, romani 10 cu 9, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Eliberarea sau mântuirea vine prin credința din inimă. Credința nu este în gură, ci în inimă, dar o mărturisim cu gura. Așa spune aici în Romani 10, versetul 9. Deci ceea ce credem în inima noastră, îi spunem și diavolului că a fost biruit la cruce. Aceasta pentru că credem. Mărturisim diavolului, sângele lui Isus Hristos m-a curățat de tot păcatul. Noi nu facem altceva decât să urmăm exemplul lui Isus Hristos. Când diavolul a venit la el cu o ispită, Isus i-a vorbit. Nu s-a gândit numai la un cuvânt, ci l-a și spus. I-a zis lui Satan: Este scris când a venit a doua oară pentru a-l ispiti, a spus din nou, este scris. A spus un cuvânt și prin cuvântul spus l-a alungat pe diavol. Când a venit a treia oară, Isus a spus același lucru, este scris, înapoi a mea Satano, pentru că așa este scris. Și așa trebuie să facem și noi. Isus a spus cu gura ceea ce a crezut în inima lui, ceea ce este promis în cuvânt. Noi nu putem să spunem ceva ce nu este promis în Cuvânt. De exemplu, mie mi-ar plăcea să am mai mult păr pe cap, dar nu este nicio promisiune cu privire la acest lucru în Cuvânt. Deci nu pot să mărturisesc aceasta. Voi avea cu siguranță mai mult atunci când Isus va reveni, dar nu înainte de aceasta. Nu este nicio promisiune în Cuvânt. În Cuvânt nu este nicio promisiune că Dumnezeu îmi va da o casă mai mare o mașină mai bună sau ceva de genul acesta. Nu pot să mărturisesc aceste lucruri. Aceasta este un fel de învățătură New Age, unde te gândești la ceva și pretinzi că vei primi acel lucru. Închizi ochii și îți închipui că îl primești. Iar apoi spui cu gura ceea ce dorești în inimă. Și de cele mai multe ori, lucruri materiale. Astăzi este predicat o evanghelie care îți spune să faci așa. Nu găsești pe Isus sau pe apostoli învățând aceste lucruri. Aceasta se face pentru a satisface oamenii lacomi care iubesc lucrurile materiale, a căror împărăție este pe pământ. Dar aceia care au venit în împărăția lui Dumnezeu știu că dacă ei caută împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui mai întâi, toate celelalte lucruri materiale le vor fi date de Dumnezeu fără să mărturisească ceva. Dar noi trebuie să mărturisim diavolului. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci cu domniile și stăpânirile diavolului. Și noi îl lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Și dacă Dumnezeu a spus că va face ceva, îl putem lăuda pentru acel lucru. Este foarte important să nu mărturisim minciuni, crezând că aceasta este credință. Aceasta este încă o învățătură care este promovată astăzi, când oamenilor li se cere să mărturisească lucruri care nu sunt adevărate. Citim în Biblie, de exemplu, despre un orb care a fost adus la Isus. Isus l-a dus în afara cetății. Citim aceasta în Marcu 8, cu 22. A mers într-un loc numit Betsaida și i-au adus un orb, pentru care l-au rugat să se atingă de el. Acest om era dintr-un oraș plin de oameni necredincioși și nepocăiți. Și Isus a luat pe om și l-a dus în afara cetății. În mod normal, Isus nu făcea așa ci se ruga pentru persoana respectivă chiar acolo. Dar în acea cetate era o atmosferă așa de mare de necredință, încât a luat pe acel om și l-a dus în afara cetății. Apoi a pus salivă peste ochii lui și a pus mâinile peste el și l-a întrebat dacă vede ceva. El s-a uitat și a spus, Doamne, văd puțin, dar este totul cam neclar. Oamenii și copacii arată asemănător. Și când văd un om mergând, parcă ar merge un copac. Acum, tu și cu mine știm că oamenii nu arată ca și copacii. Și dacă vezi copaci mergând, știi imediat că vederea ta nu este bună. Deci, ce a făcut Isus? Dacă ar fi fost acolo, unul dintre predicatorii de astăzi i-ar fi spus acestui om: Nu, 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 tu trebuie să mărturisești că ești vindecat. Noi ne-am rugat pentru tine. Tu trebuie doar să mărturisești că prin sângele lui ești vindecat. Nu contează cum vezi. Spune numai, pot să văd lucrurile perfect și apoi totul va fi bine. Dar Isus nu a spus așa. Cum să fi cerut Isus vreodată vreunui om să spună o minciună? Așa spun mulți predicatori să spui. O minciună. Spune că ești vindecat, chiar dacă tu ești încă bolnav. Dar Isus nu a învățat niciodată acest lucru. Dacă acest om nu a văzut bine, Isus a vrut ca el să fie cinstit. Și el a spus, Doamne, nu pot să văd. Și Isus a apreciat sinceritatea lui. El apreciază totdeauna sinceritatea. Și Isus a spus, ok, mă voi ruga încă o dată pentru tine. Aici găsim singura dată în lucrarea lui Isus despre vindecarea în doi pași. Apoi, el și-a pus mâinile peste ochii lui pentru a două oară. Crezi că ar fi fost nevoie ca Isus Hristos să își pună mâinile peste o persoană de două ori pentru a vindeca acea persoană? Eu cred că el a făcut intenționat lucrul acesta, pentru a ne învăța pe noi din secolul 21 că nu trebuie să credem felul acesta de azi de înșelăciune. Această întâmplare este scrisă în Scriptură pentru a ne învăța că nu trebuie să mărturisești că poți să vezi dacă nu vezi. Nu trebuie să mărturisești că vezi clar dacă nu vezi clar. Nu trebuie să mărturisești că ești vindecat pe deplin dacă ești numai parțial vindecat. Omul acesta era numai parțial vindecat. Nu era vindecat complet. De ce să mărturisească că este vindecat pe deplin dacă nu era adevărat? El a spus adevărul. Și vreau să vă spun în numele lui Isus. nu lăsați pe niciun predicator să vă spună că trebuie să mințiți. Dumnezeu urăște minciuna. Toți mincinoșii merg în iad. Și dacă minți că ești vindecat, pe când tu ești încă bolnav, Dumnezeu nu va aprecia aceasta, ci diavolul. Pentru că Biblia spune că diavolul este tatăl minciunii. Și acest om nu a lăsat ca diavolul să spună o minciună prin el, spunând: o, da, văd totul clar, ci el a spus adevărul. Și pentru aceasta, Domnul s-a atins de el pentru a doua oară. Este foarte ușor să fim înșelați în acest domeniu, de către oameni care citează tot felul de versete, spunând. Avram a crezut că o să aibă un copil. Da, poți să crezi. Dar Avram nu a mărturisit, eu am un fiu, atunci când nu avea. Când Isaac nu era născut, nu a spus, eu l am pe Isaac. Nu. A crezut că într-o zi Dumnezeu îl va da pe Isaac. Bineînțeles că a crezut. Dar nu a spus, l-am primit deja. Aceasta ar fi fost o minciună. Deci este important să înțelegem ce este credința. Credința este să nu mărturisești o minciună. Să vă amintiți mereu aceasta. Acest om n-a mărturisit o minciună și de aceea a primit o vindecare de plină. A venit la Domnul pentru a doua oară, Domnul s-a atins de el și apoi a început să vadă totul clar. Și Domnul i-a spus, nu mai intra în acea cetate de unde vii, pentru că este plină de necredință. Acesta trebuie să fie un semnal de alarmă în adunările din ziua de astăzi, unde se predică despre credință. Vreau să vă arăt un exemplu din Vechiul Testament despre puterea laudei. Este un exemplu clasic. În 2 Cronici, capitolul 20, este o lecție spirituală pe care putem să o învățăm de la acest rege pe nume Iosafat. Citim în 2 Cronici 20 de unul din împărații lui Iuda care, într-o zi, a auzit vestea că o mulțime de oameni dinspre Siria vin împotriva lui. Să lupte împotriva lui Iuda. 2 Cronici 20 cu 2. Ce a făcut Iosafat? El era speriat. Chiar era frică. Biblia spune că era frică. Dar a făcut ceea ce trebuia să facă. L-a căutat pe Domnul. S-a întors spre Dumnezeu și a spus, ce să fac, Doamne? Și a anunțat un post. A spus, haideți să postim și să-L căutăm pe Domnul. Acesta este un lucru ce trebuie să-L faci când se întâmplă ceva în viața ta. Când ai o problemă sau mai multe și ai impresia că toate sunt întoarse împotriva ta. Caută-L pe Domnul. Postește și roagă-te și caută-L pe Domnul. Atunci când ți-e frică, acesta este cel mai bun lucru de făcut. Deci, el a adunat pe toți oamenii împreună, au început să-l caute pe Domnul și s-a rugat spunând: Doamne, tu ești Dumnezeu! și a mărturisit cu gura adevăruri din scriptură, cum Dumnezeu a făcut un legământ cu ei și, în cele din urmă, a stat înaintea Domnului și a spus trei lucruri. Versetul 12. Este o rugăciune minunată atunci când poți să mărturisești aceste trei lucruri în situații dificile. Numărul 1. Doamne, noi suntem fără putere în fața acestei mari mulțimi. Noi nu avem putere. Poți să spui și tu aceasta? Numărul 2. Noi nu avem înțelepciune. Nu știm ce să facem. Nu avem putere și nu avem înțelepciune. Numărul 3. Dar ne încredem în tine. Ochii noștri sunt ațintiți la tine. Și spunând aceste trei lucruri. El a plecat. A spus Amin. Doamne, nu am putere, nu am înțelepciune, dar mă încred în Tine. În orice situație, când te afli prins la colț, când ai de-a face cu situații dificile, aceasta trebuie să mărturisești. Doamne, nu am puterea necesară să fac față acestui lucru. Nu am înțelepciunea necesară să știu ce să fac în această situație, dar mă încred în Tine. Această ultimă declarație este foarte importantă. Apoi scrie că Dumnezeu a trimis un mesaj. În acele zile Dumnezeu a făcut aceasta printr-un proroc. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste un proroc de acolo care a spus: Ascultă, să nu-ți fie frică. Bătălia nu este a ta, ci a Domnului. Tu nu trebuie să te lupți deloc în această luptă. Domnul va lupta pentru tine. Ești mâine, crede în Domnul și el va lupta pentru tine. Asta a fost tot. Și Iosafat n-a zis, ei bine, dar este o armată mare. Nu, nu contează cât de mare este problema. Domnul este de partea ta împotriva dușmanului. El este de partea ta împotriva diavolului. În versetul 18 spune că a căzut la pământ și s-a închinat Domnului. Știi ce a făcut a doua zi? În loc să trimită soldații în fruntea armatei pentru a lupta împotriva dușmanului, scrie că a pus oameni în fruntea armatei care să îl laude pe Domnul. 2, Cronici 20, versetul 21. A pus oameni chiar în față care să laude pe Domnul, spunând: Gloria să fie a lui Dumnezeu! și mulțumindu-i pentru că bunătatea lui este veșnică. El a fost bun cu noi, el a câștigat lupta. Laudă Domnului! Dumnezeu a înfrânt pe dușman. Și au continuat să laude pe Domnul. Și ascultați versetul 22. În clipa când au început cântările, este foarte important să citim aceasta. Când au început, imediat ce au început, mai înainte în versetul 12, ei se rugau. Nu lăudau pe Domnul, ci se rugau. Dumnezeu a vorbit ca răspuns acelei rugăciuni, și apoi au început lauda. Acum nu se mai rugau. Ei n-au mers în fața dușmanului să zică, o oh, doamne, te rugăm să ne scape. Nu. Ei s-au rugat deja. Dumnezeu a spus, voi face eu ceva. Și ei, acum doar îl lăudau. Ei au crezut cuvintele lui. Când au crezut cuvintele lui, au lăudat pe Domnul. Și scrie că imediat ce au început să cânte și să -l laude pe Domnul, Dumnezeu a înfrânt pe dușmani. Și ei au pus mâna pe bogățiile dușmanilor și s-au îmbogățit. Deci, acestea sunt principiile. Au obținut victoria nu prin luptă, ci prin lauda adresată Domnului pentru că au crezut ceea ce a spus Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu spune ceva, atunci bineînțeles că nu putem să credem. Când Domnul spune că diavolul a fost înfrânt, noi credem aceasta și îl lăudăm pe Domnul pentru aceasta. Nu putem crede ceva dacă Domnul n-a vorbit. Când Domnul vorbește și îi spune ca lui Avram, vei avea un fiu, atunci da, poți să crezi. Dar dacă Domnul nu ți-a spus aceasta și tu ești o femeie care nu poți avea copii, atunci nu poți crede aceasta. Nu putem doar să credem închizându-ne ochii, ne imaginăm și credem ceea ce ne dorim. Mulți oameni din ziua de astăzi predic acest lucru, dar nu este biblic. Biblia spune în Romani 10 cu 17, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Domnul trebuie să spună un lucru înainte ca noi să avem credință. Pot fi versete în Scriptură, dar pentru tine, ca să le poți crede, ele trebuie să prindă viață în tine. Uitați-vă, de exemplu, la o mulțime de oameni care cred cu mintea că Hristos a murit pentru păcatele lor. Și 90% dintre ei nu sunt născuți din nou. Ei sunt ceea ce noi numim creștini nominali. Dacă îi întrebi pe oricare dintre ei, a murit Hristos pentru păcatele tale? O, da. Am înviat din morți. O, da. Este vreun creștin pe pământ care să nege aceasta? Dar noi știm că 90% dintre ei nu sunt născuți din nou. Ei cred ceea ce este scris, dar aceasta n-a produs credință în inima lor. În același fel, cineva poate să citeze din Scriptură și să spună, este scris în Biblie, dar n-a produs credință în inima ta. Nu poți să crezi aceasta, nu poți să acționezi bazat pe aceasta. Deci, ai grijă să nu fii înșelat în acest domeniu. Poți să acționezi la un cuvânt care a adus credință în inima ta. Îl pe Domnul și ca dovadă trebuie să ai rezultate. Dacă nu vine rezultatul, înseamnă că nu ai avut credință. A fost doar imaginația ta, închipuirea ta. Și așa de mulți oameni sunt înșelați astăzi în acest fel, în numele credinței. Aceasta nu este credință, ci imaginație, presupunere. Și diavolul încearcă să prostească astfel pe oameni, așa cum a încercat cu Isus, spunând: Este scris, ai credință. El își va trimite îngerii să te poarte, ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Deci sari, dar Isus nu a sărit. Asta nu ar fi fost credință. Dacă ar fi sărit, aceasta ar fi fost o presupunere. Și niciun înger nu ar fi sărit să-l protejeze. Ar fi sărit și și-ar fi rupt gâtul. Dar el nu l-a ascultat pe diavol. Și nici tu să nu-l asculți pe diavol. Chiar dacă vine printr-un predicator care îți spune să crezi un anumit cuvânt din Scriptură, fără să vezi un alt cuvânt din Biblie care îl echilibrează. De aceea Isus a spus, de asemenea este scris, nu li spiti pe Domnul Dumnezeul tău. Eu cred că acesta este un cuvânt pe care mulți creștini trebuie să-l audă astăzi. Nu-l ispiti pe Domnul Dumnezeul tău făcând lucruri prostești în numele credinței și spunând, eu cred în Domnul, o să-l laud. Credința nu este o tehnică. A lăuda pe Domnul nu este o tehnică. A lăuda pe Domnul este rezultatul unei credințe adevărate care se naște în inima noastră, pe baza a ceea ce a vorbit sau a făcut Dumnezeu. Cu siguranță putem să lăudăm pe Dumnezeu pentru lucruri care sunt scrise în Scripturi. Ca de exemplu, păcatele noastre sunt iertate. Diavolul a fost înfrânt. Aceste lucruri sunt clare. Să vă arăt un alt exemplu din cartea lui Iona. După cum știți, Iona era un proroc pe care Dumnezeu l-a trimis la Ninive. Dar el a fugit și a luat o barcă ca să meargă în cealaltă direcție. Apoi a fost o furtună pe mare și oamenii au realizat că din cauza lui Iona era furtună și l-au aruncat peste bord. Atunci Dumnezeu s-a îngrijit de Iona, trimițând un pește mare care l-a înghițit. Și uitați-vă ce s-a întâmplat. Scrie aici că Domnul a trimis un pește mare. Iona 1 cu 17, care l-a înghițit pe Iona. Iona a stat în stomacul acestui pește timp de trei zile și trei nopți. Dar ce a făcut el acolo trei zile și trei nopți? Eu cred că a încercat să escaladeze pântecele peștelui a încercat și a încercat timp de trei zile și trei nopți, dar tot timpul aluneca în acel stomac alunecos al peștelui și n-a putut să iasă de acolo. Apoi spune, atunci, atunci, adică după cele trei zile și trei nopți, a început să se roage. Nu scrie că s-a rugat timp de trei zile și trei nopți. Scrie că era acolo de trei zile și trei nopți. Și apoi Iona s-a rugat. Deci s-a rugat, Doamne, te rog, scapă-mă de aceasta. Știți că așa facem și noi de obicei. Ajungem în situații dificile, într-un fel de stomac al peștelui, anumite probleme care de multe ori sunt rezultatul păcatului sau prostiei noastre, așa ca la Iona, și ne chinuim zile întregi să ieșim de acolo. Dar nu suntem în stare să ieșim din probleme și, în cele din urmă, ca ultimă soluție, ne rugăm. Aceasta a făcut și Iona. S-a rugat, și nu s-a întâmplat nimic. S-a rugat mai departe. Versetul 2, versetul 3, 4, 5, versetul 6. Și în cele din urmă, încetează a se mai ruga și începe să-i mulțumească Domnului. A spus, ok, Doamne, îți voi mulțumi. Iona 2, versetul 9. Te voi lăuda cu un strigăt de mulțumire. Și voi spune că mântuirea vine numai de la Domnul. Te laud, Doamne. Și dacă vrei să mă ții în burta balenei, voi sta aici. Dar eu te voi lăuda, pentru că tu ești pe scaunul de domnie. Atunci, priviți și aici, cuvântul atunci. Este pentru a doua oară când cuvântul atunci apare în capitolul 2 din Iona, în traducerea engleză. Atunci Domnul a poruncit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Domnul a spus: Omul acesta a început să mă laude. Dă-i drumul. Eliberează-l. A primit eliberare când a început să laude pe Domnul. În Psalmul 50, versetul 23. Citim aceste cuvinte frumoase. Cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. O parafrazare a acestui verset este așa. Acela care oferă ca jerfă mulțumiri, prin aceasta, face o cale pentru mine, pentru a-i arăta eliberarea sau salvarea din acea situație. Acela care oferă ca jerfă. Jerfa este ceva dureros. Noi putem să lăudăm pe Domnul când totul ne merge bine. Dar aceasta nu este o jertfă de mulțumire, dar când Dumnezeu nu a rezolvat complet problema noastră, dar noi știm că el se află pe tron și îl putem lăuda, nu pentru rezolvarea problemei care încă nu s-a rezolvat, ci îl putem lăuda că el se află pe scaunul de domnie. Sunt multe lucruri pentru care îl putem lăuda pe Domnul, chiar dacă o problemă nu este rezolvată. Nu trebuie să spun o minciună zicând Mulțumesc, Doamne, că mi-ai rezolvat problema, pe când problema mea este încă acolo. Dușmanii erau încă acolo, dar David a spus: Tu mi-ai întins o masă în fața potrivnicilor mei. Ei sunt acolo, nu mă prefac că nu sunt acolo. Dar. Laud pe Domnul pentru că el este pe tron. Diavolul a fost înfrânt, păcatele îmi sunt iertate, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, nu v-am să fiu ispitit peste puterile mele, toate aceste lucruri sunt adevărate, chiar dacă problema mea este încă acolo. Nu trebuie să spun o minciună dar pot să laud pe Domnul pentru aceste adevăruri veșnice, care nu se vor schimba niciodată. Și când este dureros pentru mine să spun aceasta, este o jerfă, pentru că eu mă confrunt cu probleme. Dușmanii mei sunt încă acolo, dar cred că Domnul a întins o masă în fața mea, în prezența dușmanilor mei, și îl laud pe Dumnezeu. Și când fac aceasta, Dumnezeu îmi pregătește o cale să ies de acolo. Așa putem fi liberi de descurajare nu trebuie să mai fii descurajat vreodată. Dacă înveți în asemenea situații să mulțumești lui Dumnezeu și să-L lauzi pentru adevărurile care nu se schimbă niciodată, precum Domnul a fost și este pe tron, toată puterea în cer și pe pământ aparține lui Hristos, Satan a fost înfrânt, păcatele îți sunt iertate, nu îngăduie să fii ispitit peste puterile tale, etc., etc. Gândiți-vă ce viață de biruință putem trăi dacă l-am lăuda în toate situațiile. Dumnezeu să vă binecuvinteze!